Majoritatea florilor primesc hrana din pământul în care cresc, dar ce să facă cele care se află pe un teritoriu care nu are destule substanțe hrănitoare? Evoluția a rezolvat această problemă și a prezentat lumii creaturi nemaipomenite, plante care și-au transformat frunzele și tulpinele în capcane mortale. S-au învățat să dizolve și să asimileze corpurile victimelor și, cel mai important, au dezvoltat moduri unice de a le atrage. Prădătorii din grădinile noastre, care au devenit o unitate unică în lanțul trofic. Acești prădători verzi trăiesc în zone care au insuficiență de azot și săruri minerale, iar animalele sunt sursa perfectă a ambelor. Plantele carnivore pot să se hrănească ca și frații lor necarnivori, dar asta le ofilește și le scurtează durata de viață. Până ziua de astăzi se cunosc peste 600 de specii de plante carnivore, împărțite în trei grupuri. Insectivore, prada cărora sunt în principal insectele, de apă, care se hrănesc cu microcrustacee, și cele mănânc pe cine prind, plante care au capcanele destul de mari pentru a prinde animale mici. După o vânătoare reușită, mâncarea prinsă se digeră de un fel de suc gastric, care e produs de niște glande speciale, sau creatura prinsă moare și putrezește, iar planta absoarbe hrana descompusă. Reprezentant al plantelor insectivore din Europa și țările CSI este picătura de rouă, i se mai zice rosianca. Cel mai des poate fi întâlnită în centrul Federației Ruse, în zone mlăștinoase, pe locuri sărace în minerale, în așa numitele soluri acre. În perioada de vară poate fi recunoscută după florile mici, care cresc pe o tulpină lungă. Însă și picătura de rouă este o plantă insectivoră de mlaștină destul de discretă. Frunzele îi stau culcate pe pământ, presărate cu fire de păr. Lichidul secretat de aceste fire este asemănător cu roua, dar în realitate este un adeziv periculos pentru insecte și în același timp enzimă pentru digerarea victimei. Victima atrasă de mirosul acestei așa numitei pseudorouă se așează pe frunză și se lipește de ea. Firele apasă biata insectă pe suprafața plantei. Enzima începe procesul de dizolvare și însăși frunza între timp se pliază, lăsând insecta cu zero șansă de salvare. Resturile pe care planta nu le-a digerat cad pe pământ. După ce frunzele se întorc la forma inițială, frișoarele se acoperă cu roua lipicioasă și vânătoarea continuă. Unele specii de picătură de rouă care sunt mai mari pot prinde broaște neatente sau chiar și păsări mici. Știința cunoaște peste 130 de specii de genul. Habitatul altei plante carnivore, Nepenthes, este pădurea tropicală. Crește în principal ca o liană, dar printre 80 de specii ale acestei plante se întâlnesc și arbuște. Are forma unui ulcior, asta îi permite să strângă apa de ploaie. Aceste ulcioare sunt destul de mari pentru ca în ele să încapă broaște rozătoare și păsări mici. Cu toate astea, prada principală a lui Nepenthes rămân insectele. Pe pereții interior se află glandele care produc nectar și ceară. Nectarul atrage prada, iar ceara netedă nu îi permite să iasă și insecta care cade la fundul ulciorului plin cu apă să neacă. Singura plantă carnivoră a cărei proces de capturare a insectelor poate fi observat cu ochiul liber este capcana lui Venus. Frunzele sale arată ca gura unui monstru necunoscut. Fiecare gură are colți, niște spini care joacă rolul gratiilor. Când frunzele se închid, prada nu mai poate ieși. Când frunza se închide în gol sau în ea nemerește ceva necomestibil, ea se deschide în decurs de jumătate de oră. Dacă totuși acolo a nimerit o insectă, capcana va rămâne închisă pentru câteva săptămâni până când hrana se va asimila în totalitate. Acest monstru verde crește în clima temperată umedă, pe coastele Statelor Unite ale Americii, în Florida, Carolina de Nord și Sud și New Jersey. Dar lingotina iubește și ea zona mlăștinoasă și arată ca o cobră gata să atace, anume pentru forma ei care seamănă cu gluga unui șarpe. Dar lingotina a și primit alt nume, planta cobră. Este o plantă cu adevărat insidioasă. Nu doar ademenește insectele cu parfumul ei dulce în ulciorul său, dar și are pe pereți numeroase ieșiri false, îndreptate în jos, nemai permițându-i victimei să iasă.
Următoarea plantă carnivoră este chipeșul Biblis, se găsește în Australia de Nord, Noua Guinee, cât și în unele zone din Australia de Vest. Ramurile acestei plante sunt împânzite de frunze lungi și subțiri, pe suprafața cărora se află peri și glande care secretă o substanță adezivă puternică, atât cât și enzime. Într-o astfel de capcană cad atât insectele cât și animalele mici. Aborigenii cândva considerau că Biblis e capabilă să prindă și să digere o persoană, dar asta nu îi împiedica să folosească frunzele plantei ca adeziv. Iar acest reprezentant al plantelor carnivore se găsește în mlaștini și face parte din familia Saracen. Aceasta are niște flori deosebite, împânzite de linii purpurii ca niște vene sangvine. Seamănă cu niște plicuri și emană suc dulce. Nimerind într-o astfel de capcană, insecta este condamnată la moarte. Scenariul de vânătoare și digerare e același. Deși procesul de vânătoare a saranceei nu e la fel de spectaculos ca de exemplu a capcanei lui Venus, este destul de interesant să urmărești planta. Astăzi, aceste plante minune pot fi procurate în magazinele de flori, inclusiv comandate online. Clientul are o gamă largă pentru alegere. Deci, dacă aveți dorința de a vă decora casa și în același timp de a vă curăța de insectele enervante, acești prădători verzi pot să vă ajute cu asta. Foaie grasă. Este o plantă carnivoră decorativă și atractivă prin frunzele groase cleioase pentru prinderea prăzii, dar și prin forma și coloritul florilor. În perioada înfloririi are o floare violetă. Principiul de vânătoare și hrănire a ei se aseamănă puternic cu picătura de rouă. Insectele atrase de mirosul acestui adeziv se lipesc de frunza care se pleează înăuntru și secrețiile descompun prada. Mineralele și aminoacizii primiți sunt absorbiți de plantă, apoi frunza se desface și așteaptă o porție nouă de oaspeți. Pemphigusul este o plantă prădătoare, a cărei habitat este apa stătătoare. Ea nu are rădăcini, care sunt atât de obișnuite pentru plante. Vânează insecte și mici crustacee. Bulele capcană sunt împreună cu frunzele, sub apă. La suprafață plutesc doar florile. Bulele au unele intrări care se deschid doar atunci când pe alături se află vreo insectă. Semnalul pentru deschiderea bulei provine din firișoarele situate în apropierea intrării. Când insecta se agață de fir, bula se deschide și atrage prada înăuntru împreună cu apa. Apoi începe digestia. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care plantă din cele prezentate de noi în acest episod v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!